O să întâmpinăm furtuni și alte primejdii. Nu știți că de ani de zile, noapte de noapte, nu văd decât un singur lucru, clipa când voi răzbuna capul și mâna dreapta regelui meu! Iar încep nălucirile. E vremea lor. Ajunge! Pământ de pomană nu se află nicăieri. Ori îl plătești cu bani, ori cu altceva. Fără plată nu se poate. Ce-i circus! Rupe zândrule! Zură cu marș! Haide, mă! Ai meritat să-ți fac două perechi de palm să ajungi la Poplaca. Dacă ar fi cineva să ne cumpere supărarea... Păi știu și eu. E comedie. Toți sunt supărați și pământii la față de parcă li s-au necat corăbile care nu le au. M-am bazat pe flerul tău. Îți dau ție amintirile mele. Așa nu se poate. Eu, Iuliana, nu mai sunt oare cine. Eu am venit să spun că tare m-au pus pe gândul necazurile dumitale. Să nu care cumva să crezi că-s vreun prost. Am văzut eu că e numai așa o fantezie. Eu am mai fost umblat la teatru. Ce v-a zis voi? Că o să perim de pe lumea asta fără de urmă? Cineva, noi? Neamul nostru? Am și eu sensibilitățile mele. Crescut pe malul mării, liber ca pasărea cerului, cu o adolescență zbuciumată, actorul Ilarion Ciobanu a întruchipat în filmul românesc Justițiarul, caracterul puternic, omul dintr-o bucată. Construindu-și fiecare rol, fără a face eforturi de compoziție, împrumuta personajelor harul născut din combustia sa interioară. Gerula. Luptătorii mei, ați învins! Să ne veselim! Dar voi? Voi de ce nu jucați? Nu știm. Ilarion Ciobanu, vrăjitorul puternic și delicat în același timp, dorit de foarte mulți regizori, a cărui carieră desfășurată exclusiv în cinematografie a înscris peste 60 de roluri, a crezut cu tărie în talentul nativ al actorului. Dar în același timp, cel mai mare talent are nevoie în primul rând de experiența de viață, mărturisea Ilarion Ciobanu într-un interviu. După mine, un actor ar trebui să devină actor numai după ce a trăit 5 ani de experiențe. Hei! E cineva pe aici? Ce e, mă? Mă, băieți, lăsați-vă de prostii. Sus mâinile, aruncă pistolul! Tu m-ai chemat? Gura! Tăiați-l, fraților! Clădirea e înconjurată de mașinile poliției. Fiți deștepți, n-aveți scăpare. Nene, ăsta e Caraliu. Minte, caută-l. Am legitimația la mine. Care și-a dorit să devină marinar, să cuprindă cu ochii întreaga frumusețe a lumii, avea să trăiască imaginar această aventură în lumea filmului. Ducam, ducam, apa nu-i strângeam! Lasă, Ismaile! O să avem vreme! Păi tu ce faci acolo? Vezi că aia nu-i oală să cați una sun ea. Apre, brac, pe cine-i supărat de doamne Sandru? Ce tu, capitan, este? Lască ochii și ține cârma cum trebuie. Despre începuturile sale, actorul povestea. La 12 ani am intrat băiat de prăvălie, după care a urmat o lungă caravană de meserii. Hamal, țăran cu sapa, tractorist, miner, săpător, tâmplar, șofer, marinar, pescar și altele. Până în 1958, când am dat examen la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică. N-am absolvit pentru că am avut de ales între a face Setea și a urma IATC-ul. Ilarion a făcut din Mitru Moț unul dintre cele mai pătimașe personaje ale cinematografiei românești. Filmul Setea, după scenariul lui Titus Popovici, turnat în 1960, a cucerit medalia de argint la Festivalul Internațional de la Moscova. De asta ai venit. Asta e credința ta și vorbele cele frumoase. Lacumă după avuție ca toți ai voștri. Numai setea de avere vă mână pe voi. Ilarion Ciobanu a jucat sub îndrumarea regizorilor Mircea Mureșan, Virgil Calotescu, Sergiu Nicolaescu, Andrei Blaier în filmele Răscoala, Doi bărbați pentru o moarte, Vremea zăpezilor, Profetul Aurul și Ardelenii, Ultimul cartuș, Toate pânzele sus. Despre rolul din Răscoala, actorul român Ilarion Ciobanu spunea: e un rol frumos, pasionant. Petre are ceva teluric în el și asta îi dă măreție lui și celor pe care îi reprezintă. Petre e o sinteză, cuprinde în el toată țărănimea și cred că de asta mi-a plăcut atât de mult să-l joc. Au tras în aer, fraților! Păi ei să luăm puștile! Păi ei, mă! Părpuși! Nu mai trage microvan! Burtujel! Dă drumul femeii și ești liber. Inimă de putregai, n-am un cuțit să te tai, să văd ce beteșugai, să văd ce beteșugai. My dear authorities, granted me, I declare you man and wife. You may kiss the bride now. Hey, kiss. Tu, come on. Așa. You like dancing? Oh, I love it. Mai departe, părinte, amu trebuie să vină Isaia dânsuiește. Mai departe nu știm. Ilarion Ciobanu era fericit când scria. Visa să aibă o barcă cu pânze, să navigheze până la capătul lumii și să scrie. A publicat poezii în revista Cinema, care sunt pline de pescăruși, colibe de pescari și Marea Neagră. Considera actoria profesie, iar scrisul vocație. Despre actorul Ilarion Ciobanu s-a spus că a fost un personaj straniu și misterios, discret și singuratic. Versurile sale testamentare par să confirme aceste lucruri. Din balta mea de smârcuri m-am ridicat din greu și încet, încet m-am întrupat din tine. Visam să fac din stele cununi cu care să înlănțui frunți pleșuvite în gânduri, pierdute în visări. Voiam din zări în zări al bucuriei cânt să-l dănțui. Dar mă întorc în smârcuri, zvârl haine de pe mine, fug, speriat de zgomot, de groaznicul tumult. Mă întorc la nemișcare, la tihnami de demult.